Filmarea în acest moment se face în axul 50 al podului. Aceasta este una din axele principale. Este una din axele care va susține execuția în consolă echilibrată a podului. Și de pe acest punct se va pleca în același mod cum se vede în spate cu acest sistem de cărucioare și se va betona tot podul din secțiuni de 4 sau 5 metri, înaintându-se simetric de pe fiecare cap de pilă. În axul 40, care este în spate, pe partea dreaptă, pe calea spre Pitești, practic, capul de pilă este finalizat și de astăzi s-a început montarea structurii metalice care va susține acest cărucior de betonare. Se va înainta simetric, vor fi de fapt practic două cărucioare, fiecare va betona câte o parte a podului pentru a nu se intra într-un debalans al podului. Și după fiecare betonare, tronsoanele în sine vor fi tensionate ca să țină tot podul la un loc și să formeze suprastructura. Ritmul de betonare în această tehnologie și care vrem să-l atingem este în general de un tronson betonat la fiecare 7 zile și se menține săptămâna la acest... Stânga-dreapta pilei. Deci, practic, două tronsoane, în aceea zi se vor betona și stânga-dreapta și sperăm în aceea zi a săptămânii, timp de 12 săptămâni, cam atâta durează fiecare tronson. Practic, această operațiune care începe prima dată acolo se va repeta de 6 ori pe acest pod. În momentul de față avem în jur de 100 de oameni, forță de muncă în șantier, incluzând utilaje și operatori de pe utilaje. Este suficient în momentul de față. Când o să fie nevoie, o să suplimentăm. Ne gândim chiar la un schimb de noapte, deoarece chiar ne dorim și sigur o să reușim să fim în timp cu această lucrare. Avem sprijin din toate părțile și facem tot posibilul să ne încadrăm în timp. Există 27 de structuri pe acest tronson de autostradă, definite ca poduri, adică cu o deschidere mai mare de 5 metri și încă 24 de structuri mai mici, din prefabricate, pentru trecerea animalelor și permeabilitatea în transversală autostrăzii, pentru tot ce înseamnă animale și cei din zonă, așa numitele ecoducte. Cele mai importante structuri din cele 27 sunt acest pod. Mai este un pod de lungime de 400 de metri aproximativ la kilometru 10 și mai sunt încă două structuri mai mici la kilometru 3 și la kilometru 6 de câte 7 și 8 deschideri. În rest, foarte multe structuri casetate care, cu deschideri de 6 sau 12 metri care deservesc drumurile locale și alte nevoi de trecere dintr-o parte în alta autostrăzii.